Realitatea jocului la Craiova în față după plecarea lui Mitriță. Cum ți -mi, se, se mi se, pare că mi se pare, Și acum la jocurile astea întâmplate fără, fără Mitriță, mi se pare că Craiova în momentul de față este o echipă care poate să tăvălească orice altă echipă. Deci de nu, nu simți că a, a fost un cutremur ăsta care să dezechilibreze? Cum n-am simțit nici când a plecat Băluța. Adică sunt prieten cu Alex, am tot vorbit și de plecarea lui. Din contră, adică știu și niște aseară vorbeam cu el pentru că știam de la Mihai cât, cât s-a luptat să-l aducă înapoi acum cu Slavia Praga, adică au tot stat de vorbă și nu au acceptat ea. Dar, dar până... nici nu-l folosesc. Ne... Acum... Asta este. S-a întâmplat asta. vorbeam cu Alexele pe la Paris și îmi spunea că a fost băgat în ultimul meci și că e bucuros că după, până Nu, dar este în permanență rezervă, bine. din păcate. Da, dar după ce s-a insistat, Craiova a insistat, dă l înapoi, uite, îți dăm atât, dă și nu știu ce, ăștia au înțeles și au început să-l bage. Și am impresia că o să fie, o să joace și acum la Sevilla, nu știu când au. Viitoare, sau când? Joia viitoare, da. da. Uh, Mihai Rotaru, care l-a vrut pe Băluță, să revenim și la această informație, l-a da. vrut pe Băluță înapoi, împrumut în această. A insistat foarte mult. În această a fost... iarnă, în momentul în care s-a știut clar că Mitriță va pleca, a fost unul dintre jucătorii. Și despre această, mă rog, despre acest interes al Craiovei foarte mare pentru Alex Băluță nu s-a discutat în presă, în media nu s-a discutat. Nu, pentru că nici n-a reușit, dar pe de altă parte încă o dată vă spun, tot rău spre bine. Faptul că Mihai a insistat și Craiova a insistat să-l aducă înapoi, i-a făcut pe ea să înțeleagă că totuși ar trebui să-l joace, că altfel de ce s-ar bate echipa care l-a dat să-l aducă înapoi. Noi știm cam ce ar fi însemnat băluță întors mm. în momentul de față. Cred că ar fi adus un plus. Da, și să-l mai mulțumească probabil un pic și pe jucător, să nu facă presiuni să fie lăsat să plece da. sau ceva de genul acesta. Au an. mai fost două pierderi mari. Cred că dacă uh, Craiova ar fi semnat și ar fi putut să le ia pe Lucas Bole, care era la ea sau pe Ioniță, ar fi fost niște jucători foarte buni. Da, și pe Tandia, înțeleg că la, da, la foarte da. au bun. fost, au fost, cred că un milion a fost pe masă, nu mai știu. No. Da. Dar,